Ministrul Educației ține cu dinții de bacalauratul profesional. Legea a fost retrimisă de președinte către Parlament pentru reexaminare. Ecaterina Andronescu vrea neapărat să schimbe regulile în timpul jocului. Pentru ca bacalauratul profesional să fie introdus din 2013, a cerut guvernului emiterea unei ordonanțe de urgență. Am discutat cu premierul și vom trece să redactăm ordonanța de urgență pentru a finaliza săptămâna viitoare această decizie. Parlamentarii din Comisia de Educație și Învățământ reamintesc ministrului că este ilegal ce încearcă să facă. Legea educației spune foarte clar că atunci când începe anul școlar, deci înainte de 1 septembrie, elevii trebuie să cunoască modul de organizare al examenului final. Legea mai spune că până la 15 septembrie, ei trebuie să cunoască și conținutul programelor pentru examen. Sistemul de învățământ are multe probleme care trebuie rezolvate. Dincolo de legi, educația are în primul rând nevoie de investiții concrete, a subliniat și senatorul Mihai Stănișoară, prezent la o întâlnire cu reprezentanții cadrelor didactice. Credem că educația a fost, este și trebuie să fie o inimă care se bată cu putere și care să împingă lucrurile înainte în direcția bună. Anul școlar a început de aproape două luni, dar nici până la această oră elevii claselor a 12-a care vor susține bacalaureatul nu știu cum va fi organizat acest examen. În joc este viitorul lor, dar guvernanții par să nu țină cont de acest fapt.